avem pe domnul Pantelemon cu aniversarea celor 70 de ani. Să urăm multă, multă sănătate, o viață cât mai frumoasă, iar surpriza vine din partea fratelui și a cumnatei. Să mergem să-l felicităm! La mulți, mulți ani! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Dar cine să trăiască, domnul Pantelemon să trăiască, la mulți ani trăiască, domnul Pantelemon să trăiască, la mulți ani trăiască, dar cine să trăiască, dar cine să trăiască. Vă invităm și pe dumneavoastră aici lângă noi să o susține pe domnul Pantelemon. Nu mă mai prezint, domnul de Pantelemon, ne cunoaștem deja. Da, da, de ce? De unde ți-a spus? Unde a fost? Un an în urmă. Corect, de unde? Un an în urmă. Și astăzi, la aniversarea celor 70 de ani, iar suntem prezenți la dumneavoastră în gospodărie. Dacă țineți minte, noi am adus prima zăpadă anul trecut. Da, da, da. Așa, anul acesta a venit fără zăpadă. Vreau să vă întreb, cum credeți de data aceasta, cine v-a făcut surpriza? Cunosc, dar cred cineva din rudele. Vine și dumneavoastră lângă noi! Cine credeți că v-a organizat? Nu știm. Nu știm. Ia uitați-vă, avem pentru dumneavoastră cadouri și mesajul de felicitare care scrie cine vă felicită așa frumos. Iubitul nostru nănaș, frate și cumnat. Astăzi, într-o sărbătoare atât de minunată, aniversarea celor 70 de ani, vrem să-ți dorim ca bunul Dumnezeu să te țină mult timp lângă noi, iar Îngerul Păzitor să te ferească de toate rierele, să nu simți niciodată tristețe și dor. Tu ești un prieten pentru noi, nu doar un frate. Suntem atât de bucuroși că existi. Întotdeauna ne ajuți în ecaturi și suntem mândri că avem un frate atât de bun, pe care nu-l mai găsești nicăieri. Îți dorim bucurii, victorii, să eviți problemele, să fii iubit și prețuit. Un sincer la mulți ani din partea fratelui Gheorghe și a cumnatei Parascovia. La mulți ani este pentru dumneavoastră. Și aici nu se termină surprizele noastre, pentru că avem un buchet de melodii pentru dumneavoastră și vă îndemn să lăsați... Să intrăm în casă. Să intrăm în casă, dar unii toba de anul trecut. Este. Este?
De 70 de ani și eu cred că dumneavoastră ați întâlnit cu 15 ani, 20. Dar nici nu mai sunt potrivit. Și aveți un cuvânt de mulțumire. Aveți un cuvânt de mulțumire pentru doamna Parascovia și pentru domnul Gheorghe, pentru că ei vă urmăresc acum. Bună ziua, bună vreme, scumpii mei, cumnățică și frățuvor. Bine așteptat, ne-ați bucurat enorm de nespus, enorm de mult, suntem foarte mulțumiți și bucuroși de surpriza asta. Dumnezeu să dai și vă mult sănătate și spor în toate, mulțumim mult și să ne vedem sănătoși pe parcursul mulți ani. În curând, sunt de obștie. Mulțumim mult, să fiți sănătoși!
să ne vedem sănătoși. Numai bine, sănătoși. Mulțumim, Finuță dragă, mulțumim din suflet. Ne-ai făcut surpriza. Un cadou super, mulțumim. Chiar așa să vă să vă ajute. Fata mea, ne scumpă. Mulțumim, puiuțu. Nu ne-ai uitat, ies. Mulțumim. Mulțumim, da, mulțumim, puișor, mulțumim mult. Noi așteptam mai seară oaspeții, dar dacă așa s-au primit. Da, și mâine, azi și mâine. Mulțumim din suflet, azi este și este. Da, la mulțumim.